Dragi prieteni, în această seară am o invitată pe care îmi face deosebită plăcere să o primesc pe vatra cântecelor noastre, dat fiind că nu ne-am văzut de mulți ani de zile. Dar ne regăsim totuși mai tinere, mai în formă, mai tonice. Bine ai venit pe vatra cântecelor noastre, Olivia Cotocea Cotună! Bine v-am găsit atât pe dumneavoastră cât și pe cei de acasă, pe cei care ne vizionează dincolo de ecran. Mă bucur din suflet că sunt din nou în studiourile televiziunii dumneavoastră și mă bucur faptul că astăzi sunt nu numai cu dumneavoastră, ci și cu toți românii noștri, oriunde s-ar afla în această lume, pentru că am venit cu sufletul deschis ca să le aduc cântecele mele și trăirile mele pe care le am zi de zi. Și dacă ți-amintești din emisiunile în care veneai la mine tot la televiziunea Etno, știi că îmi plăcea ca de fiecare dată să îi laud pe artiștii care aveau cu ce să se laude, pentru că ei înșiși n-o făceau. Și cum anii au trecut peste noi cu folos, cum eu am realizat atâtea, nici tu n-ai stat degeaba și timpul a fost generos cu tine, Doamne, Doamne, de asemenea ți-a fost alături și iată ai realizat 4 albume de când nu ne-am văzut. Da, aici sunt 6, dar 4 dintre ele sunt realizate în această perioadă. Ce poți să ne spui despre ele? Am realizat 2 albume pentru nepoții mei, pentru că vreau să vă spun că am 2 nepoți superbi, sunt extraordinar de frumoși și mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul pe care mi l-a dat, o fetiță și un băiat, și cu această ocazie am scos 2 albume pentru ei. În același timp, adică nu în același timp, înainte am realizat iarăși 2 albume cu pricezne, cântece religioase. Foarte multă lume m-a întrebat ce te-a determinat să cânți cântecul religios, pentru că așa cum sunt eu, așa sunt toți și așa suntem cu toții, creația lui Dumnezeu, și de câte ori am căzut în viață, Dumnezeu a întins o mână și m-a ridicat înapoi. Mi-a dat un dar și un har și am considerat că în același timp trebuie să-l redau și să-l restitui înapoi lui Dumnezeu și oamenilor care mă iubesc și care iubesc cântecul și tot ce este frumos în această lume. Tu cânti din Țara Zărandului, deși tu ai venit aici la Timișoara. Prietenii emisiunii noastre trebuie să știe exact de unde vii tu. Eu vin din satul Brusuri, comuna Hălmagiu, județul Arad. Este situat sub munții Apuseni. Sunt muntele Găina. Așa, ca să știți cu toții că vin din Țara Moților. Și de aceea niciodată tricolorul nu lipsește, așa cum nu le-a lipsit niciodată moșilor și strămoșilor noștri, pentru că l-au purtat cu mândrie peste tot. De aceea și eu întotdeauna l-am purtat cu mândrie și îl voi purta cât voi trăi pe acest pământ, cât Dumnezeu îmi va dărui zile și sănătate. Înțeleg că în repertoriul tău ai și cântece patriotice? Da, bineînțeles, bineînțeles, pentru că toți iubim această țară, iubim cântecul românesc, pentru că, de fapt, când spunem cântec românesc și tradiție, spunem înțelepciunea unui popor. Și dacă nu avem trecut, prezent și viitor, efectiv nu existăm, ne ștergem ca și națiune și nu se poate. Trebuie să mergem în spate ca să ne luăm de acolo puterea, nu energia, puterea de care avem nevoie, să o ducem mai departe, să o aducem în zilele noastre și să o dăm celor care urmează după noi. Atunci când dedicăm un cântec sau un album cuiva, evident așteptăm feedback-ul celor cărora le-am dedicat. Ai spus că ai dedicat 2 albume nepoțeilor tăi. Spune-mi în ce măsură aceștia le-au primit. Ce au înțeles? Au înțeles extraordinar de mult. Nu m-am așteptat la reacția unor copii care la ora actuală îmi spun: vreau să-mi aud cântecul, că este cântecul meu, că mă regăsesc în el. Și v-ați uitat la poza lui Ionuț și mi-ați zis: Dumnezeule, ce... Chiar vreau un detaliu pe CD-ul cu Ionuț. Da. Și într-adevăr este cu părul creț ca o rază. Da, da, așa este, fetița la fel. Și au înțeles și înțeleg și la ora actuală ceea ce le-am transmis eu și nu numai lor, ci și celor care ascultă. Am și cântece
cu umor, pentru că satirice. Întotdeauna a avut-o poporul român și o va avea în continuare. Pentru că este inteligent. Eu zic că numai un popor inteligent poate să aibă simțul umorului dezvoltat. Exact. De fapt ne caracterizează că nu poți să fii tot timpul trist, trebuie să mai avem și puțin umor în noi, să trăim câteodată chiar și un lucru, dacă este mai dureros, să-l învelim. Să-l îmbrăcăm așa. Da, să arate mai altfel. Și de aceea am trecut prin toate stările sufletești ale mele pe care le-am pus în text. Ale noastre, ale tuturor. Și, de fapt, textele la cântece mi le scriu singură. Înainte le luam din vatra satului, dar pentru că la ora actuală satele, din păcate, peste 4.000 de sate nu mai există, nu mai ai cu cine să mai vorbești, atunci ești obligat, așa cum făceau de fapt părinții, bunicii și străbunicii noștri, la diferite ocazii, adică la seceriș, la coasă, la șezătoare, la tot ce era obicei odată, compuneau textul în raport de starea psihică pe care o aveau în acel moment. De ceea ce făceau atunci. Absolut. Deci toate erau legate de ceva. Aveau o motivație. Și cântecele mele la fel. Au o motivație. Dacă nu am o trăire sufletească aparte, nu pot să scriu nimic. În acel cântec pe care l-am cântat astăzi, cântă cucu sus pe crean, pe care o să-l ascultește respectatorii. Inima în mine e neagră, am plecat între străini departe de-a mei români, m-am dus slugă la dușman să trimit acasă un ban, la copii și la nevastă să aibă ce pune pe masă. Să știți că am trecut prin această situație și ca și mine sunt foarte mulți români care au trecut prin situație similară. N-au plecat dincolo de drag. Au plecat au avut problemă și au și la ora actuală, iar ei se regăsesc. Și ce mă bucură cel mai mult, că îmi scriu foarte mulți de peste hotare, din întreaga lume, și mulțumesc pentru cântecele mele, pentru că se regăsesc în ele și îmi spune este dor de casă. Și cu adevărat le este dor de casă, așa cum este și nouă dor de ei și ne va fi în continuare. Și îi rog să primească cântecele mele și emisiunile pe care le realizați în casele lor, în sufletele lor, și Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, să realizați multe emisiuni de acum înainte frumoase și cu mult drag să pătrundă așa cum au pătruns până acum în sufletul și în casele oamenilor.